Intră în scenă un alt grup de copii care vine de la Colegiul Național Pedagogic Regele Ferdinand din Sighetul Marmației. Copiii de la Liceul Pedagogic vin însoțiți de profesor Stan Liliana și s-au pregătit pentru noi cu o colindă frumoasă care se numește Evremia Colindatului. Următorul grup, care va intra în scenă, vine de la grădinița cu program prelungit numărul 8, Sighetul Marmației, partenerii noștri în acest proiect, însoțiți de doamna profesor Mihai Maria și Codrea Aurica. Colindul lor se numește Noi umblăm la colindat și după cum vedeți au pregătit cu straie de sărbătoare și cu trăistuța în umăr să-și poată pune colacul și măr. Noi îi primim cu aplauze și încurajăm!
Yeah.
întâmplător, ci doar pentru că suntem gazdele acestui festival și pentru că, așa cum ne șade bine, trebuie să fim noi cei care închidem festivalul de anul acesta și ne vom gândi și ne vom pregăti deja de mâine, începând pentru festivalul de anul următor. Grădinița 8 închide deci, așadar, festivalul din această ediție. Vă rugăm pe cei care ați coborât de pe scenă, eventual, să mai rămâneți în sală, să-i privim și pe ultimul grup care intră în scenă. Îi așteptăm cu drag și intră în scenă. Copiii însoțiți de doamnele educatoare Mihbianca și Grigor Ioan. Aici suntem, David. Aici. Îi așteptăm, îi încurajăm și le mulțumim pentru că au avut răbdare până la sfârșit să urce pe scenă și să încheie acest minunat regal de colinde a copiilor din Maramureșul istoric. Succes, dragilor! Gașpan de Chior și Gașpan, Melchior și
Vă mulțumim pentru colinda frumoasă și se potrivește tare bine cu ceea ce urmează să spun eu. Într-adevăr, s-a născut Pruncul Sfânt, pace vouă pe pământ, iar pentru colindele frumoase nu pot decât să vă mulțumesc. Pentru că ați făcut posibil ca toți acei 400 de copii care au fost astăzi în fața dumneavoastră să ajungă pe scenă, nu pot decât să vă mulțumesc. Iar pentru tot efortul depus, doamnelor educatoare, fără de care acest festival n-ar avea loc, nu pot decât să mulțumesc. Vă mulțumesc tuturor, vă urez să aveți parte de sărbători fericite, liniștite și să ne vedem cu bine la anul care vine! Acestui festival. Mulțumim frumos tuturor participanților, în primul rând. Mulțumim frumos tuturor sponsorilor noștri și, nu în ultimul rând, copilașilor. Pentru ei, urcatul pe scenă este o provocare la care astăzi au răspuns cu o steluță, cu 10 felicitări și le mulțumim și îi așteptăm la o nouă ediție, când ne vor întreba din nou și ne vor spune primește-ne gazdă în casă, iar noi le vom spune poftiți cu drag. Sărbători fericite!